Stimați telespectatori, eu vă reprezint pe dumneavoastră, deoarece anume toți voi sunteți aceia care vă delegați suveranitatea și dreptul dumneavoastră de a guverna cu țara, noi, nouă, celor aleși ai poporului. În cazul când promisiunile partidelor au ieșuat pe toate dimensiunile, atunci când sistemul existent electoral practic blochează dezvoltarea politică, socială și economică a Republicii Moldova, eu a doua oară vin în fața dumneavoastră și vă propun un institut nou, institut bine primit în multe alte țări ale lumii, cum este Institutul Deputatului Independent, un deputat liber, liber de voința liderului partidului, liber de voința intereselor deosebite care există în Republica Moldova, în special în partidele de la guvernare. Eu vă reprezint pe dumneavoastră cei aproape 1 milion de cetățeni care până la moment sunt indeciși, indeciși, amăgiți, disperați. Dumneavoastră, cei care ați crezut, și noi tot, eu de fapt tot, am susținut aceste partide de la guvernare, din păcate, situația este care este. Atunci când eu devin deputat în Parlament, propun mai multe, un șir întreg de modificări, citând în primul rând de cadrul legislativ. Cum am și vorbit, sistemul electoral care practic a ieșuat și propun modificarea la capitolul alegerea deputatelor independenți, cel puțin o treime pe listă. La fel, alegerea președintelui țării de către tot poporul. Practic, aceste doleanțe de care a fost vorba ultima perioadă de timp. Mediul de afaceri. Mediul de afaceri sunt oamenii care practic aduc această plusvaloare și formează bugetul social, bugetul de stat, din care bugetarii și toți ceilalți, sectorul social, sunt remunerați.